Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul primar Constantin Toma. Vă așteaptă domnul primar să-i adresați întrebări. O să vă citesc câteva mesaje, domnule primar, din partea telespectatorilor. Spune cineva, domnule primar, felicitări. Ne-ați făcut mândri că suntem buzoieni. Pe lângă premiile pe care le-ați luat, eu mă bucur că asfaltați atât de mult în Buzău. Nu-i băgați în seamă pe cei care se plâng, spune telespectatorul. Mulțumesc, asta e important, cred. Altcineva spune, domnule primar, locuitorii cartierelor Poștă și Mihai Viteazu sunt marginalizați prin graficul autobuzului 3, circulă foarte rar din 45 în 45 de minute. Apoi spune, gunoiul depozitat ilegal pe strada General Traian Nepure, fosta stradă, stați că e mesajul meu. Satul în linie, da. Satul în linie, nu s-a ridicat nici acum. Mile dați, problema este să se zezi pe Buzău City Report. Deci suntem, cuplăm foarte rapid pe povestea asta. Asta cu autobuzul 3, trebuie făcut și un studiu acolo, pentru cât de cât trebuie să fie și oameni, că dacă circulă autobuzul în întregime gol, iar nu este bine, pentru că și autobuzele astea le subvenționăm. Obligatoriu este un serviciu public, trebuie să existe și mă bucur că am reușit să ducem autobuzele în 67 de localități, deservim peste 200.000 de oameni, iar iată această companie Transbuz a fost considerată, a luat un premiu la Cluj, acum este considerată a treia companie din România. Ca și rezultate. Este foarte important pentru că noi nu mai aveam oameni la muncă în oraș. Și s-a câștigat foarte mult pentru treaba asta și cred că întărim transportul în comun, întărim transportul cu bicicleta, întărim transportul pe mersul pe jos, că să avem alternative să nu mai mergem cu mașina. Poluează foarte mult, stai foarte mult în trafic, nu găsești loc de parcare, deci nu mai ne cazuri. Și sper în 2 ani de zile să ajungem aici să realizăm mult. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo, bună seara. Vă rog. Pe domnul Toma vreau să... Aici este, întrebați. Mai laud mereu tot timpul, stau pe orticule pe aici. Și ne-a pus, pe orticule ne-a pus el aici, ne-a făcut așa, dacă mai dă și drumul la podul ăsta, că am întâlnit la Vadopași. A dat deja drumul la podul la Vadopași, astăzi s-a întâmplat. Și ce rugăminte mai au la dânsul, că am mai vorbit toată cu dânsul, centurea pe dânsul, care duce spre pod la mărăcine de aici, de la noi, de la orticule. A pus dânsul niște frezat din aia pe acolo, a făcut tot bine. Tot mai aproape de pod la mărăcine de acolo, dacă ar mai face, ar fi o zi de muncă, domnul Toma. Iau tiri cu mașina pe acolo, mă duc la mărăcine la Fimea și fac 10 minute de aici, de la parcul Marginomat până acolo, dar tu mai în capă de tot, am și mai plouat, s-a făcut gros pe acolo, puneți-o măcar niște de-asta frezată, de asta și cu moară ceva. Ar fi o zi de muncă la cineva, domnul Toma. Bun, ca, domnul Toma. Cam ultima mașinile pe centurea pe acolo, da? Face ceva, vă rog frot, că acum vine iarna asta și o iau și-o pe-aia pe vădul la copii, vă vorbeam. Vă mulțumim pentru intervenție, seară deci bună, vă răspunde. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-a semnalizat acest lucru, sunteți primul, deci săptămâna viitoare o să-i trimis și facem acea reparație acolo. Doresc să vă spun, suntem acum am dat comandă pentru studiul de fezabilitate și sperăm anul viitor să chiar să începem să asfaltăm această șosea a digului, nu i-am găsit o denumire în momentul ăsta, de aici, de la prelungirea Dorobanți, pe unde mergeți dumneavoastră din Horticolei. Podul de la Vadupașii s-a dat drumul astăzi. Încercăm să refacem și linia 1 de autobuz Transbus. Bun. Mai spune un telespectator, dacă tot modernizați strada Aleea Industriei, dați dispoziție, vă rugăm să se asfalteze strada care duce la intrarea în cimitirul Sfântul Ioan lângă Integrat. Deci încă o dată, deci după ce se vor termina toate aceste străzi mari, vom intra cu străzile adiacente. Acum este foarte dificil să mai deschizi și șantiere acolo. Deci o avem în vedere, știu de această situație, va trebui asfaltată și acea stradă. Arată foarte rău. Avem pe cineva la telefon, bună seara, vă ascultăm. Rumâna. Bună seara. Domnul primar, felicitări pentru tot ce ați făcut și faceți pentru Buzău. Într-adevăr, suntem mândri că avem un asemenea primar și vă doresc în continuare să aveți succes în ceea ce faceți. Am și două propuneri pentru dumneavoastră. Strada Cruza Vodă. Domnule, nu știu cine a fost minte așa de luminată de a făcut băncile astea niște mastodonți în care nu poți să-ți mai trăiești nici iarna, nici vara. Iarna se îngheață cezutul și vara te arde.
nu se poate pune un sistem de niște stinghi, ceva, niște plantante prinse de aceste bărci, ca să poată fi utilizate de cei care trec și vor să odihnească. Și a doua propunere? A făcut acele bazine cu niște țâșnitori care n-au niciun rost, nicio... Nu știu, vela care a gândit așa ceva, n-a fost el pe lume așa să vadă. Tot pe Cuzavodă, spuneți, sunt niște bazine, sunt și ori niște lumini, ori o muzică, ori niște statui pe care se prelinge apa. Nu știu să facem o fântână de Trevi, dar se poate cu elevii care vin pe la Măgura, pe acolo, la sculpturi, să luați piesele apuse, să sau un sistem de talere, să spună pe unul pe altul. Adică să fie cea mai plăcut ochiului totuși și pe care investiție așa de seară. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Seară bună, vă doresc. Și vă mulțumesc că Cuzavod a fost realizat, ceea ce s-a făcut pe fonduri europene. S-au terminat cei 5 ani de când s-a terminat. Acum putem interveni, până acum nu am putut interveni și eu am sesizat cu acele bărci care nu prea pot fi utilizate așa cum trebuie. O să dau un lucru, un proiect în iarna asta, pentru că trebuie să, cum să spun eu, niște profile, să îmbraci exact forma, că e o formă destul de ciudată, acolo artistică, dar care nu este o formă regulată și nu prea ne ajută. Cu fântânile astea, deci o să încercăm să vedem ce mai putem face din ele. Ce pot să vă spun, lucrăm acum la un proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență, să refacem toată această zonă, inclusiv clădirile, chiar dacă nu sunt ale noastre, sper să-i convingem pe cei care sunt proprietari acolo, vorbesc de fațade, astfel încât odată cu deschiderea și a zonei, să zicem, bazar, va fi un al doilea sediu al primăriei Buzău, clădirea nouă și clădirea veche, vom desfința și toate chioșcurile alea care duc spre strada Obor și vom realiza, eu știu, o zonă, zona veche a Buzăului, să avem și noi o zonă centrală deosebită. Și am considerat centrul Buzăului, centrul vechi al Buzăului, Palatul Comunal, Piața Daciei, spatele Palatului Comunal, în care am făcut, dacă vreți, prima zonă care nu schimbăm foarte mult la ea, acest parc Vasile Voiculescu, inclusiv cu statuia Marului Scriitor. Și, bineînțeles, vom interveni și pe Cuzavodă, dar vom interveni în paralel, lucrăm la un alt proiect de reabilitare a Palatului Comunal, care n-a fost reabilitat, inclusiv ca structură de rezistență, pe circa 30% din suprafață. Dar acest lucru lucrăm paralel la proiect, când se va termina și sperăm în prima parte a anului viitor să se termine și să finanțeze cele două clădiri de la bazar, să le echipăm și să mutăm primăria acolo, respectiv să aducem înapoi evidența populației și tot ce mai avem prin oraș, pentru că plătim extraordinar de mulți bani, aproape vreun milion de euro anual numai chirii. Cu toate că noi aveam spații primăria Buzău și din cauza asta am luat această decizie să ducem sediul primăriei, adică majoritatea activităților să le ducem acolo. Până vorbim cu cineva imediat în direct, mai vă citesc câteva mesaje. Spune telespectatorul: bună seara, pentru a obține certificatul verde este obligatorie vaccinarea cu toate tipurile de vaccin. Evident că doar un ser trebuie să aveți, nu se poate altfel, dar certificatul verde se emite, îl descărcați dumneavoastră după platformă, după ce faceți vaccinul. Este foarte ușor, l-am și eu montat. Sau dacă ați trecut prin boală. Da. Nu mai ai acces pe nicăieri, vreau să vă spun. Nici sau cu test. La primărie cu test. Și nu? Cu test. Pentru și cei cu test. Care vor la primărie să vină... și cu test. Și dar tot cu certificatul cu verde. Sau dacă ai fost în boală, tot certificat verde, cât ți-a din baza aia de date că ești... Că n-au trecut mai mult de 180 exact. De zile, da. Alt telespectator vă întreabă care sunt primele stații de autobuz care vor fi amenajate după noul model, probabil. Eu îmi doresc în primul rând aici, în centru, strada Ostrovului, pentru că aici vom avea cea mai mare stație, pentru că este și cea mai aglomerată. Bineînțeles, vor fi multe, vor fi 81 de stații pe un contract, 5-10 stații pe un contract pe care îl are Strabagul, firma care face și Bulevardul Unirii. L-are separat. Deci vom face adăposturi absolut în toate stațiile de autobuz din municipiul Buzău. Sunt 91 de stații de autobuz. Îi mulțumesc telespectatorului că ne atrage atenția că nu sunt scrise pe burtieră cu diacritice anumite nume. O să îi rog pe colegii mei să verifice și să corecteze. Iar stațiile de autobuz, iertați-mă, foarte multe dintre ele vor avea și camere de luat vederi și vor avea și panouri de informare, atât cu mersul transportului, cât și cu informații diverse din primărie sau informații de interes general, pe modelul celor patru
platforme digitale pe care le avem, panouri digitale, fața primăriei, bazar, fața gării și fața Crângului. Vorbim cu un telespectator acum. Bună seara, sunteți în direct. Seara, domnul Salamanca. Vă rog. Să trăiți o primară. Domnul primar, am și eu două întrebări. Vă rog. Ori, ați fost ăsta după unii care vrea zburgeta la Părma, a ținut 40 și ceva de ani. A fost pus pe timpul lui Împuscat. Vreau să știu și eu un singur lucru. Betonul ăsta care o persoane sau asfalt, sau ce e ăsta, o să ține și o 40 de ani sau o să se noiască la 2 ani, la 1 an, să e temperatură, e nu știu cum. A doua întrebare. Vreau să știu și eu, începând de la tovarășul Iliescu până în camera care e acum, dacă băieții vesteci au făcut ceva pentru seara asta. Adică ei s-au uitat aici au chestul, toate primările și toate astea au fost, după timpul ei s-au uitat, cum e și primăria din Buzău, cum e și multe primării cu prin seara. Au ridicat ei vreo ceva să facă pentru seara asta sau nu mai au scop după ea. Noi vă mulțumim pentru intervenție, vă doresc seară bună, s-a înțeles foarte bine ce ați vrut să transmiteți. Primăria din Buzău e făcută de primarul Nicu Constantinescu la 1903. Deci mai fac și primarii câte ceva, măcar aia de dinainte de primul război mondial. Legat de calitatea asfaltării, bineînțeles să îndeplinim cele mai înalte standarde și eu sper nu 40 de ani să țină și mai mult dacă este cazul, pentru că se lucrează, așa cum vă spuneam, cu tehnologii înalte, avem diriginte de șantier, deci încercăm să verificăm calitatea astfel încât să fie la cel mai înalt nivel, să nu mai avem probleme, cel puțin vreo 20 de ani de aici încolo. Vreau să vă întreb, pentru că tot vorbim din acest punct de vedere politic un pic, ce părere aveți despre premierul nominalizat de Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, știu că personal, personal am o problemă, nu mă întrebați ca PSD-ist, că nu știu ce să vă răspund. Personal, nu, personal, am, o, da. Personal am o părere bună despre domnul general, pentru că chiar e un om de mare calitate, cu școală multă, a fost șef de promoție și la liceu militar și la academie, la Academia Militară, are rezultate absolut excepționale, a plecat practic de jos, a ajuns general cu 4 stele, șeful statului major al apărării, ministru, a fost în diferite operații externe, studii în Statele Unite, militare, adică este maximum posibil. Și a avut astăzi Florian Bichir, întâmplător buzoian de al nostru, în evenimentul zilei un articol excepțional pe care vă invit să-l citiți, al nouălea general. Kelemen Hunor, șeful DMR-ului, a zis, domnule, nu-i miroase el bine să fie un militar acolo, că ăștia nu fac treabă. A sugerat așa că nu ar fi, eu știu, compatibil cu așa ceva. Și are Florian Bichir un articol senzațional. Deci ar fi al nouălea general care a ajuns prim-ministru al României. Iar el alți 8 au făcut toți treabă bună pentru România. Nu mai vorbesc pe plan extern. Bine, acum sunt și mulți cei care comentează că democrație e condusă de un general. Alții spun că dă militării foarte, ajuns din foarte, pod. Deci omul nu mai este, cum să spunem, militar activ în momentul ăsta, dar avem mare nevoie de ordine și disciplină în această țară și de mâna de fier. Altele spectatori, domnule primar, vă spune așa, ce credeți că se mai întâmplă, domnule primar, la centrele de vaccinare atunci când oamenii stau la coadă? Credeți că se respectă regulile de distanțare? Sau ce credeți că ar trebui să facă poliția locală atunci când pe stradă sau în magazine oamenii se fac că au uitat de mască? Se dă o mulțime de amenzi. Probabil că lumea este destul de speriată și destul de panicată acum, mai ales de luni încolo, astfel încât chiar să nu se mai întâmple așa ceva. Iar legat de cozi, bine că sunt cozi în primul rând, pentru că lumea a ignorat. Am ajuns, cred că la aproape 2000 de vaccinări zilnic față de 25-30 cât era pe timpul verii. Și oamenii ăia stăteau acolo, mă refer la aparatul medical, medici, asistente, și timpul trecea de pomană. Iată că acum lumea s-a trezit și este foarte bine că s-a întâmplat treaba asta. Vom avea de la sfârșit de săptămână, inclusiv la mall, un alt centru de ăsta pe sfârșit de săptămână, astfel încât cei care doresc să meargă la vaccinare. Și buzoienii s-au trezit și este foarte bine așa. Da, e o problemă acum cu centrul de vaccinare în mall, că după ce au anunțat restricțiile astăzi,
nu prea mai poate merge cineva într-un centru de vaccinare în mall, pentru că fără certificat verde cu vaccin inclus, n-ai cum să intri în mall. Până luni se va putea, sâmbătă și duminică. Până luni, deci, da. Mâine și dar duminică, de luni nu se va mai putea. De luni inventăm altceva, vedem. Poate facem și un maraton. Oricum, în de aceste centre s-a ocupat primăria, de le-a amenajat întotdeauna și a avut grijă, inclusiv de personalul de acolo, nu cu fără probleme, pentru că nu am primit banii la timp, au fost o mulțime de probleme. Și inclusiv de anul trecut mai avem de la guvernele astea liberale încă vreun milion de euro de primit, ceea ce sunt bani mulți. Acum, care e situația cu personalul de la centrele de vaccinare? Mai sunt probleme? Adică știu că data trecută amenințau că pleacă. În momentul ăsta nu. Au fost probleme la început, multe pentru faptul că nu se făcea plata la timp și oamenii nu mai aveau încredere. Dar acum problema funcționează. Mai avem timp pentru o singură întrebare de la un telespectator. Spune, întrebați-l pe domnul primar cu cât se scumpește impozitul pe case anul viitor, dacă s-au scumpit gazul și curentul. Deci impozitele vor rămâne la fel ca și anul trecut. Deci nu le mai mărim pe alea de anul trecut. Vor rămâne exact cât ați plătit anul trecut, o să plătiți și acum. De ce nu le micșorăm, că ar putea să fie și această formulă? Pentru faptul că solicitările sunt enorme pe partea asta de infrastructură. Toată lumea vrea parcare, vrea trotuar, vrea și totul să face cu bani. Iar pe fonduri europene, atenție, am ajuns de pe un loc 30 și ceva pe locul 7 în România. Vorbesc pe ultimile clasamente cu bănuții ăștia care au fost până în 2020, duși până acum că suntem în reluare, dar sunt o mulțime de alte proiecte care nu primesc finanțare. Și în afara străzilor, celor trei străzi care i-am păcălit pe ăștia, nu i-am păcălit, că vă dați seama că ăștia nu s-au lăsat păcăliți, dar am cumpărat mai puține autobuze electrice. De exemplu, Suceava a cumpărat de toți banii 20 ceva de milioane de euro autobuze electrice, pentru că avea absolut toate străzile asfaltate. Noi am încropit, am creat un proiect așa minune, când le facem pistă pe mijlocul străzii sau pe lateral, cum e în zona industrială, și de restul luăm autobuze. Și am încopit pe acest proiect doar 4 autobuze electrice, restul ne-am dus 18,6 milioane de euro, ne-am dus pe asfaltare, de-am făcut cele 3 străzi. Dar alte străzi nu mai intră în acest proiect. Vor intra însă și aici ne ajută foarte mult, încercăm să băgăm vreo 10 milioane de euro, am dat deja studiu, facem o hartă acum a tuturor pistelor de biciclete pe care le avem, avem puține aici, dar pe care le vom avea până la sfârșitul anului viitor, mă refer la Bulevardul Unirii, zona industrială, vorbesc și aici pe 1 decembrie Republicii. Așa, și să completăm pe fonduri europene, pe Planul Național de Redresare și Reziliență, cu piste de biciclete în tot orașul, acolo unde putem să facem treaba asta, pe străzile mari, astfel încât să le avem legate între ele, oamenii să poată ajunge cu bicicleta și la serviciu, dar și copiii la școli. Vreau să vă mai întreb ceva, pentru că inițial voiați să faceți și pe Unirii să fie un culoar pentru mașinile de intervenție. Auzim în fiecare zi ambulanțele de dimineață până deci noaptea. Se va întâmpla acest lucru. Se pista, va putea, pista pentru că poliția rutieră spunea că nu se poate, nu, că nu pe pista aia de autobuze, nu. Aveau dreptate dacă te gândeai să faci pistă separată. Pe pista de autobuze vor putea circula și ambulanțele și mașinile de pompieri și mașinile de poliție. Pentru că de ei depinde viața, depinde, eu știu, averea fiecăruia până la urmă. Mă gândesc la pompieri. Ei trebuie să ajungă cât mai repede la intervenție, dar nu sta la coadă pe pistele celelalte. E bine de știut. Vă mulțumesc tare mult, domnule primar, pentru că ați venit astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate și mai invitați-mă, că vedeți, nu tac din gură, le spun pe toate aici. Vă invităm cu drag să aveți spor în continuare, să ne revedem sănătoși, domnule primar. Vă mulțumesc mult și sănătate tuturor, că e cea mai importantă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat colegul meu Adrian Bâscă, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!